Cei doi soți de 45 de ani locuiesc într-o gospodărie la marginea Craiovei, unde cresc mai multe animale. Ei s-au prezentat la Spitalul Județean de Urgență Craiova cu mai multe leziuni pe mâini, una dintre simptomele bolii. De aici ei au fost trimiși la Spitalul de Boli Infecțioase din Craiova, unde au și fost internați și li s-au prelevat probe, iar cum se așteaptă rezultatele de la Institutul Cantacuzino. Dacă testele se vor confirma, cel mai probabil soții au luat virusul în urma contactului cu animalele din gospodărie. Boala e provocată de o bacterie, un bacilo antracis, care afectează animalele și de la animale se transmite la om. Acest bacil are caracteristic faptul că poate să stea sub formă sporulată foarte mult timp în pământ și după ani de zile se poate reactiva și poate infecta animalele și afecta om. Noi am declanșat o anchetă epidemiologică să vedem și celelalte persoane care lucrează în aceeași condiții cu cei doi bolnavi. Cele două cazuri au fost aduse la cunoștința specialiștilor Direcției Sanitar Veterinare Dolj. Noi am făcut o anchetă preliminară imediat la locul unde ne-au fost precizat și nu sunt animale bolnave, nu s-au înregistrat în ultima perioadă, în ultimele două săptămâni, animale mortalități la animale și nici dacă și cărți de necesitate. Deci nu sunt animale bolnave, animalele sunt vaccinate, facem investigații în continuare. Specialiștii spun că antraxul cutanat era considerat în urmă cu mai mulți ani boală profesională la crescătorii de animale tăbăcari și cojocari. În prezent, cazurile sunt extrem de rare. Boala este provocată de o bacterie care afectează animalele și de la animale se transmite la om.